Puține lume se gândește astăzi când a avut loc prima demonstrație de 1 mai, pentru că acum data aceasta este privită doar ca zi liberă. Dar ea n-a fost așa dintotdeauna. Era în 1886 când muncitorii americani au cerut o zi de lucru mai scurtă decât cele 12 ore. La 1 mai, aproape 100.000 de oameni au demonstrat la Chicago pentru reducerea programului zilnic. Poliția a intervenit și, așa cum se întâmplă de obicei în momentele tensionate, câțiva polițiști și manifestanți și-au pierdut viața în piața de furaje a orașului. Toate forțele de stânga ale vremii au adoptat un pic mai târziu, în 1889, la Paris, ziua de 1 mai ca zi de celebrare a Marii Victorii, adică a discutării duratei programului de lucru. Rezultatul nu a apărut imediat, dar premisele au fost lansate. Ideea de zi de lucru de 8 ore și-a făcut loc în cererile muncitorilor, chiar și în Japonia, anului 1920. În Europa, programul actual a fost adoptat diferit. Surprinzător sau nu, chiar la începutul secolului al XX-lea, fabrica Zeiss din Jena, Germania, a stabilit reducerea zilei de lucru sub îndrumarea fizicianului Ernst Abbe, unul dintre fondatorii companiei. În Rusia, programul de 8 ore a fost introdus la 4 zile după Revoluția din octombrie, prin decret al guvernului sovietic în 1917. Același lucru îl obțin portughezii în anul 1919, în urma unor masive manifestații. Tot atunci și spaniolii, după o grevă generală de 44 de zile, reușesc să obțină o zi de lucru mai scurtă. De menționat este și Factory Act al Marii Britanii, imperiul civilizator pentru jumătate de glob, care în 1883 limita programul de lucru al copiilor în fabrici. Adică cei care aveau între 9 și 13 ani lucrau doar 8 ore. Ceilalți, de la 14 la 18 ani, lucrau 12 ore. Copiii sub 9 ani nu erau admiși în fabrici, pentru simplul motiv că nu erau considerați instruiți. Trebuiau să meargă la școală mai întâi. În Franța, programul normal de lucru a fost legalizat de-abia în 1936, tot în urma unor mișcări populare. Astăzi, situația este alta, fără discuție, dar ideea de protest rămâne. Pe continentul sud-american, în fiecare an, demonstrațiile de 1 mai se constituie în adevărate lupte cu autoritățile, de cele mai multe ori sângeroase. De-a dreptul plin de entuziasm este un 1 mai sărbătorit în Coreea de Nord. Acolo totul este în regulă. Nimeni nu cere nimic, toți se bucură. Nici în Europa de azi, 1 mai nu trece fără ceva ciocniri, mai ales între anarhiști și poliție, așa cum se întâmplă de obicei la Berlin. La noi, singurele conflicte de 1 mai sunt cele dintre soț și soție și sunt legate de ce se pună prima oară pe grătar, fleica sau miditei. În rest, ne bucurăm de vremea frumoasă, la fel ca toți europenii.